Haideți să vă arăt ce fac astăzi, 29 iunie. Deci am aici 2, 4, 6, 7 cutii cu foițe. La mine foițele sunt făcute din iarnă, puse pe rame. Deci vreau să merg la stupi, să scot din fiecare stup 2-3 rame cu miere de tei. Și să le bag câte 2 sau 3 foițe de acolo de unde scot ramele pline. Și în felul ăsta extrag și eu niște miere de tei, restul o să o las în stup ca să fie în amestec cu floarea soarelui, să aibă un gust mai bun. Adică să fie o polifloră mai gustoasă. O să revin cu filmarea când ajung la stupi, fiindcă ramele respective nu le extrag acolo, o să le aduc în aceste cutii acasă și le extrag aici. Decât să le perii de albină și pur și simplu le bag câte foiță în locul ei. De unde scot ramă cu miere, bag foiță. Pentru că culesul a început, că asta e important, culesul a început la floarea soarelui, un cules foarte bun și cu siguranță le va clădi repede, le va umple și sper să fie treaba bună. Continui când ajung la stupi. Am ajuns la stupi, așa cum v-am arătat, am venit cu foițe. Uitați ce. Da? Am venit cu foițe și acum vreau să deschid de la primul stup. Mai nu, că sus nu pot să filmez. Hai că deschid de jos. Ca să pot să pun camera, așa. Cred că e bine. Să scot câte 2-3 foițe să scot din. Peria de alta. Am spus și la filmarea trecută că albina e puțină fiindcă clecată la cules. Deci dimineața scade un kil 300. Mi-a scăzut de culegătoare. Așa. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Miere mai mult. Deci asta, adică dacă are un kil jumate, pe aia nu are rost. Scot și mai plină dacă e. Uite asta. Da. Ce curând să scăpăcească, cred că se vede. Uite. Ia să și probez mierea. Am refractometru aceea. Iau din asta mai de jos, mai lichid așa. Oho, foarte bine, 16,5. Gata. Merge. Că nici nu e nevoie de fum, cred că. Asta e plină. Uite. E căpăcită, da. Dacă are 16 jumate, e bine. Bun.
Și asta o scos pe plină și asta. Și băgăm trei foițe. Asta-i gata. Așa, al doilea, ia să vedem. Să spun că vrea să înțepe. Ieri am avut 2,5 kg la cântar. Asta e numai de tăi. Altceva nu e aici dacă mi-e de tăi. Câte trei dacă le iau? E de ajuns. Dacă le iau toată mirea, acum intră în panică, săraci. Lasă, vadă și el, că mai are acolo. Uite, ce buză că cocească la ea. Asta e. Băgând trei foițe. De tot cutia, dacă un pic de tot strivesc albii. Bun, următorul. Ce-a înțepat?
frumusețe, da. Plină, dar parcă o simt eu la mână așa. 2 kg cam puțin. Poate e până mai plină. Deci asta. Deci asta. Înțeapă pe furii și așa astea. Dacă era acum albina cu legătoare în tub, mă făcea praf. Asta e albina tânără. Prea înțeapă asta. Cam puțin. Era pe asta. Ce repede merge. Urgăm 3 foițe. Cred că e de ajuns, cam asta fac. Deci nu e nimic deosebit așa de arătat. Scot 3 rame și bag 3 foiți. Asta le iau acasă, le extrag. Și dacă mai găsesc o dată 3 rame peste o săptămână, vin le pun iar pe astea, ca să le fac spațiu. Deci rama, să zic, are 2 kg, între 2 și 2 jumate. Trebuie să mai aduc niște foițe. Acum pun pauză. Am mai adus un cat cu foițe. Asta e cam greu. Asta a băgat bine. Ia să vedem. Bine, acum unii poate să aibă miere mai mult jos, să fi blocat cuib. Asta e foița care a clădit-o și uite-o, a băgat miere în iaut, dar nu scot pe asta, cam puțin. Ia. Uite asta, foarte grea asta, asta are peste 2 kg jumate. Deci una. Două.
care sunt. Asta o așa cam un kil jumătate, cred. Sau două. Partea asta e mai greu. De merge. Dacă era să extragă aceea, o mai merge așa. Iată că i-am luat la rând. Mamă, ce fum bagă asta. I-am luat la rând. Dacă nu e la rând, zici că ai arătat și tu unul. L-ai ales tu pe unul care are miere. O fi și mai slăbuți, vrei să vedem. Uite miere ce ca aici. Să vede. E cam ușor asta. Pe un kil jumătate are. Asta la fel. Da, asta cam așa are un kil jumătate și nu pot să iau. Prea puțin. Uite, asta parte mai grea. N-am ce să iau asta. Pentru un kil jumate, nu. Nu mai. Vreau să bage mai departe aici. Este mai slăbuț. Așa. Uite, următorul e un roi. Uite aici am scris roi. Ia să vedem roiul ăsta, a urcat și el ceva. Deci l-am adus pe 10 rame la tăi. Ia, ai putut să urci și tu aici, miere? Da, uite. Ușurel. O fi băgat jos decât ăsta. Și el, dar puțin. Cred că un kil de miere. Se vede că lucește. Ce să-i și pus? N-ai ce să-i dă asta. Deci, a urcat și roi. O să urce acolo la soare, soarelui. Păi cam atât, cred că n-are rost să mă vă arăt. Mai ești câte unul slab și bun. Cam asta fac.
În final am scos 6 caturi, adică 60 de rame. Astea sunt. Prea puțin începuse să căpăcească, dar umiditatea mi este 17. Deci este acceptabilă. Uite. Mai și de trânturi așa. Am început să extrag acum. Uite, astea sunt puțin căpăcite. 60 de rame, cred că în jur de 2,5 kg pe ram. Asta e mirea, am luptat din ea, abuz de tei. Tei adevărat. Gata mierea, am pus-o la butoi, o să o las așa 2 zile ca să ridice ceara sus și apoi îi dau drumul aici și o trec prin filtru. Uite așa. Deci am scos până în 200 de chile ca să am și eu la vânzare de tei. Nu prea vând eu mult așa de tei. Restul rămâne la poliflora. Adică v-am arătat că am scos din stupii câte 3 rame. Bun, cam atât. Las că vreau să-mi filmez asta aici. Ia uite ce frumos. Ia uitați-vă aici eticheta mea, că am făcut-o mare. Nu așa. Așa, când nu vine de aici oamenii, din partea asta. Hei, ia uitați-vă ce frumos este. Și am mai pus unul și înăuntru acolo. Uite așa, ne facem reclamă la miere. În felul ăsta ne vindem produsele apicole. Sper să vă placă.